Bună, e ora 9 fără 10 seara, ne pregătim să mergem la gară, avem o surpriză, soția mea e dincolo și îl pregătește pe cel mic, i-am pregătit și bagajele și vă vom spune acolo la gară ce surpriză avem pentru voi. Așa că urmăriți-ne până la final să vedeți despre ce este vorba. Ne îndreptăm spre gară. E 9 și 10 minute deja, dar bine că orașul nu e aglomerat. M-am uitat, din păcate, suportul la telefon în casă și am trebuit să-l țin cu mâna. Da, merem. Opa, așa. Merem tot cu șaranul. Da, la focus mi-a expirat și asigurarea și ITP-ul. Și n-am apucat să le fac cum am fost în concediu. Da? Le voi face. Noroc că e foarte liniștit orașul. Așa că ne vedem la gară. Am ajuns la gară, nu credeam că o să fie atâta lume. Dar e foarte multă lume. Uitați-vă pe Iona. Și Matei. O secundă că vin aici mașinile. Matei săracul deja doarme. Să vedem acum, sperăm să ne lase fără mască. Să nu... Și vaccin. Uite-le că o vine deja. Trenul connecting. Da, prieten, pentru asta am venit. A ajuns la Oradea. Ce agitație e. Hai să vedem, dar nu cred că ne lasă să vedem. Vezi că toate ușile sunt închise. Dar nu te lasă. Thank you.
Cam asta a fost de la gara. Trenul Connecting Express Europa a ajuns și la Oradea. N-am mai stat până la final. Era o aglomerație mare acolo. Da, nu mai avea niciun rost să stăm până la final. Cam asta a fost. Nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canal pentru mai multe videoclipuri. O seară frumoasă!